Moi, je trouve que c'est scandaleux ce qui se passe en Roumanie. Et surtout, ce qui est scandaleux, c'est que quelques-uns d'entre vous m'ont posé la question aujourd'hui sur les standards, la longueur et la grosseur des carottes, dit par le gouvernement socialiste. Mi se pare scandalos ceea ce se întâmplă în România. De altfel, câțiva dintre dumneavoastră mi-au adresat mai devreme întrebări cu privire la afirmațiile guvernului socialist cu privire la anumite standarde, cum ar fi, de exemplu, dimensiunile morcovilor. Je peux vous dire que les standards européens sont respectés en Roumanie. Il n'y a pas de standard. C'était dans le discours de Juncker très clair. Mais ce qui n'est pas respecté en Roumanie, c'est l'état de droit, la justice indépendante et combattre la corruption. Ça, c'est scandaleux. Et c'est vraiment un discours populiste qui est fait actuellement par ce gouvernement qu'il faut combattre, mes amis. Pour combattre, il faut aller voter. De aceea, vreau să vă spun că dacă în ceea ce privește standardele alimentare evocate mai devreme, vedem că ele sunt respectate în România, ceea ce stârnește indignarea este faptul că statul de drept, justiția independentă și lupta împotriva corupției nu sunt respectate în România. Este vorba deci de o poziție populistă a guvernului pe care trebuie să-l combatem și putem face acest lucru numai prin acțiune. Et moi j'ai demandé à notre candidat Manfred Weber, président de la Commission, d'instaurer un commissaire qui doit savoir faire respecter l'état de droit, la justice indépendante et combattre la corruption dans tous les pays européens. Tocmai de aceea am cerut candidatului nostru la șefia Comisiei Europene, domnul Weber, să creeze o poziție de comisar care să fie însărcinat cu respectarea statului de drept, a justiției independente și a luptei contra corupției.